Bună seara și bine ați venit la conferința cu tema despre visuri și țeluri și reprogramarea subconștientului. Vă rog să-mi confirmați că mă auziți și că mă vedeți. Ok. Bun. Mă bucur că ați optat în număr mare să participați la această conferință, care se dorește să fie un cadou acum, la sfârșit de an și mai ales la început de an nou, pentru că întotdeauna când intrăm într-un ciclu nou, este important să ne stabilim obiective, să, să știm exact încotro mergem, pentru că exact așa cum v-am punctat în prezentarea acestui eveniment, dacă nu știm ce vrem, dacă nu ne-am stabilit foarte clar niște obiective, energiile ființei noastre se vor dispersa. Da? Exact cum un jet de apă dispersat nu are niciun fel de forță, atunci când el este focalizat poate să crape și stânca. În același mod, atunci când noi nu avem foarte clar stabilite țelurile, noi uh, nu avem cum să reușim uh, să obținem rezultate spectaculoase, însă atunci când reușim să ne stabilim foarte clar obiectivele și începem să ne direcționăm energia foarte clar către obiectivele stabilite, atunci încep să se petreacă uneori chiar miracole, pentru că energia noastră atunci este focalizată precum un laser și poate să genereze rezultate spectaculoase. Înainte de a începe să vă prezint lucrurile pe care vi le-am pregătit în această seară. Vreau foarte foarte pe scurt să mă prezint și să prezint uh, proiectul din care face parte acest eveniment și anume Spanda Project. O să utilizăm și un PowerPoint care uh, o să vă ajute să puteți să fixați chiar mult mai bine informațiile pe care o să vi le prezint. Pentru că, dacă și auziți. Și în același timp, și vedeți uh, informația, atunci cu siguranță că mult mai uh, eficient uh, se va înregistra în subconștientul vostru. Mă numesc Danoros, uh, ca formație sunt inginer dar nu am practicat nicio secundă ingineria. Visul meu din copilărie a fost să fiu profesor. Am fost profesor timp de 9 ani de zile la liceu, profesor de informatică. Însă undeva prin anul 2001 am renunțat la meseria aceasta și am început proiecte independente. Și toate aceste proiecte le construiesc împreună cu iubita mea, Simona. Aveți o imagine cu noi. Noi suntem de 22 de ani împreună și, repet, toate proiectele pe care le-am dezvoltat și le dezvoltăm le facem sau le construim împreună. Ne asumăm atât ipostaza de cuplu spiritual, pentru că cuplul nostru așa a și demarat într-un context spiritual și continuă pe această direcție, dar și de, să zicem, parteneri de viață, parteneri de, de proiecte, de business. Despre proiectul Spanda, în primul rând, Spanda este o noțiune care vine dintr-o tradiție spirituală străveche, dezvoltată în nordul Indiei. Este tradiția spirituală cea mai elevată cu care noi ne-am intersectat în această viață. Se numește Shivaismul din Kashmir și este. O secundă să pornesc și. Ok. Deci spuneam că este uh, tradiția cea mai elevată cu care noi ne-am intersectat. Se numește și Vaismul din Cașmir uh, și, practic, uh, fundația proiectului nostru este pe filozofia acestei școli spirituale. În această școală spirituală, Spanda înseamnă suprema vibrație creatoare sau suprema rezonanță divină, adică echivalentul la ceea ce în creștinism se numește Sfântul Duh sau energia creatoare a lui Dumnezeu, este energia, este de fapt acel câmp cu cea mai, câmp de, câmp de energie cu cea mai înaltă frecvență din care ia naștere absolut totul, întreaga realitate, întreaga creație. Acesta este logo-ul proiectului cu sloganul Crează, Cunoaște, Fi. Practic, aceste trei verbe acoperă absolut tot tot, tot ce este posibil. Nu o să avem acum timp să intrăm în detalii legate de semnificația acestor verbe, însă cu siguranță, dacă sunteți curioși pe site-ul nostru, pe spandaproject.ro, o să găsiți detalii despre semnificația acestui slogan. Avem în vedere că în urmă cu aproape trei ani de zile ne-am intersectat cu uleiurile esențiale de la Dotera, uleiuri esențiale 100% pure cu grad terapeutic și că ne-am îndrăgostit de ele și am început să, să le promovăm. Un alt logo al proiectului este acesta cu sloganul spiritualitate și uleiuri esențiale de Otera, pentru că această, să zicem, activitate de, de promovare a uleiurilor esențiale a devenit o componentă a proiectului nostru și... Cu siguranță, într-un viitor nu foarte îndepărtat, o să susțin, susținem o conferință și pe această temă în care să vorbim mai multe și despre partea de uleiuri. În cadrul proiectului, noi susținem cursuri, cursuri de weekend, cursuri de o zi, seminarii și, de asemenea, susținem sau organizăm retrageri spirituale la munte. Cu diferite teme, așa cum puteți să vedeți pe ecran. Axul proiectului Spanda este cursul de yoga și în Cluj-Napoca avem variante și la sală, avem variante online, dar în ultima vreme foarte mult am mers pe varianta de yoga acasă, yoga de acasă, curs de yoga pe care îl puteți practica de acasă pe baza unor înregistrări live ale unor cursuri care s-au desfășurat de-a lungul timpului. Și în cadrul acestor cursuri, practic, se învață și se practică acasă de pe aceste înregistrări video. Programul este 100% flexibil pentru că există un acces um, permanent la înregistrările video și fiecare, în funcție de programul pe care îl are, poate să opteze când anume să practice lecția din săptămâna respectivă și bineînțeles poate Soria de oricâte ori dorește și de asemenea toți cei care participă la curs beneficiază de ghidare și consultanță din partea noastră a mea și a Simona noi avem fiecare peste 25 de ani de experiență în practica yoga <coughs> vom porni o grupă <coughs> nouă de yoga pentru începători în varianta aceasta yoga de acasă din 17 ianuarie 2020 cei care sunteți interesați puteți să intrați pe site-ul nostru pe spandaproject.ro și acolo în meniul principal vedeți aici și cu evidențiat cu galben da, aveți pagina de prezentare a cursului intrați acolo și aflați toate detaliile care v-ar putea interesa. Da? Site-ul nostru e spandaproject.ro, iar adresa de e mail atma atma-underscore-ananda-at-spandaproject.ro -atma -at Bun. Acestea sunt elementele, să zicem, de introducere în care am vrut să ne cunoașteți așa foarte, foarte rapid. Repet, dacă vreți să aflați mai multe despre noi pe site, o să găsiți aceste informații. Din punctul de vedere al sistemului pe care noi îl promovăm, un sistem, am spus, fundamentat pe filozofia Jiuaismului din Kashmir, noi considerăm că fiecare ființă umană ar trebui să investească energie și timp pe două direcții fundamentale. O direcție este direcția pe care am putea să o numim spiritual profundă, care ține de cunoașterea de sine. Altfel spus, demersul prin care urmărim să găsim cel mai profund răspuns la întrebarea cine sunt eu. Da? Și pentru acest demers avem nevoie de sisteme spirituale autentice. Da? Acest sistem poate să fie yoga, poate să fie zen, poate să fie un curent creștin autentic și așa mai departe, nu contează. Important e să fie autentic, însă, însă fără a beneficia de uh, o disciplină spirituală, este uh, foarte dificil de crezut că cineva uh, va putea să reușească. Sunt excepții, într-adevăr, dar uh, aceste excepții uh, sunt atât de rare încât, uh, sincer, uh, nu, nu cred că merită să, să ne bazăm pe ele. Așa că, dacă doriți să investiți pe această direcție, recomandarea noastră este să găsiți o școală spirituală autentică, cu un sistem foarte bine pus la punct, cu care să rezonați și să urmați acel sistem. A doua direcție fundamentală pe care considerăm că oamenii ar trebui să investească energie și timp este, am spus noi, direcția spiritual concretă. Această direcție spiritual concretă se referă la crearea conștientă a realității. Și aici ne referim în mod direct la reprogramarea subconștientului. Pentru că Realitatea pe care noi o experimentăm, sau mai exact, proiectul acestei realități, se scrie la nivelul minții noastre subconștiente. Cel mai adesea într-un mod inconștient, practic 99% din timp, noi scriem proiectul realității noastre într-un mod inconștient. Da? Și noi considerăm că fiecare ființă umană ar trebui să. Înceapă să-și ia frâiele vieții în propriile mâini da? și să înceapă să scrie acest proiect al Realității la voință. Da? Și în așa fel încât realitatea pe care fiecare o va experimenta după aceea să corespundă aspirațiilor interioare. Pentru că, să știți, viața nu ne va da ce vrem, ci ne va da ceea ce suntem. Da? Repet, viața nu ne va da ce vrem, ci ne va da ceea ce suntem. Iar ceea ce suntem este în cea mai mare măsură determinat de ceea ce am scris noi, conștient sau inconștient, în subconștientul nostru. Da? De aceea este extrem de important, este extrem de important să avem grijă ca această zonă a vieții da, să nu fie neglijată. Unii spun că n-ar trebui să investim energie către o astfel de direcție pentru că ceea ce obținem sunt lucruri trecătoare parțial ar putea să fie adevărat, însă totuși ceea ce vreau să punctez este faptul că o ființă chiar și dacă atinge eliberarea spirituală, ea totuși va continua să trăiască în această lume. Și dacă nu-și rezolvă aspectele acestea legate de viața concretă, ea poate să fie iluminată, dar în același timp să aibă lipsuri materiale majore, de exemplu, sau probleme de sănătate majore. Da? Când noi investim în procesul cunoașterii de sine, da, obținem cunoașterea de sine, ceea ce este cel mai important lucru. Dar dacă vrem să avem o viață armonioasă, o viață în care să beneficiem de prosperitate pe toate planurile, atunci va trebui să investim energie și pe zona aceasta spiritual concretă. Și de fapt ceea ce noi vom discuta în această conferință se referă în primul rând la această zonă spiritual concretă, zona în care urmărim să ne creăm conștient realitatea da urmărim să ne stabilim obiective, da? niște țeluri, pe baza viselor pe care le avem. Și bineînțeles, după ce stabilim aceste obiective, este necesar să găsim modalitățile prin care noi să realizăm acele lucruri, să le împlinim, ca ele să devină realități în viața noastră. Da? Și pentru asta vom avea nevoie de programarea sau reprogramarea subconștientului. În general e vorba de reprogramare pentru că aproape toți deja suntem programați într-un anumit fel sau în altul cam pe toate direcțiile vieții. Așa că, în primul rând, vom vorbi de reprogramare. Atunci când am creat primul curs din cadrul acestui proiect, e vorba de cursul de reprogramare a subconștientului. De fapt, am pornit de la următorul fapt, și anume că am constatat în viața mea și și în viața celor din jurul meu că se petrece următorul fapt. că pe anumite direcții ale vieții, investești foarte multă energie și nu obții rezultate deloc sau aproape deloc. Pe alte domenii ale vieții cu investiție de energie și timp minimală, obții rezultate foarte rapid. Și m-am întrebat, m-am întrebat, dar nu doar așa la modul superficial, ci chiar în cele mai profunde moduri cum se explică acest lucru, care sunt cauzele succesului, care sunt cauzele insuccesului. Și ceea ce am putut să constat este faptul că la nivelul minții noastre subconștiente rulează niște programe automate, niște programe automate care, de fapt, ne condiționează existența. Aceste programe automate, de fapt, ce sunt? Credințe, convingeri, obiceiuri, tendințe și așa mai departe. Toate acestea le-am creat fiecare dintre noi, așa cum am spus ceva mai devreme, în special într-un mod inconștient, prin repetiție și emoție. Da? Experimentând anumite emoții, sistematic corelate cu anumite idei, cu anumite uh, afirmații, uh, repetând sistematic acest proces, noi creăm programele subconștiente. Da? Deci se implementează o idee sau o sugestie, apoi o repetăm și o hrănim sistematic cu emoții, până când se atinge o masă critică de la care sugestia devine program automat. Da? Care este diferența între o sugestie și un program automat? Sugestia generează efecte atâta timp cât noi utilizăm sugestia. Un program automat este un, ca un perpetuum mobile generează efecte non-stop 24 din 24 de ore. Da? Și într-o dimineață când stăteam în pat și uh, îmi realizam exercițiile de reprogramare a subconștientului, am avut uh, chiar de curând o, o revelație, să zicem, legată de cum se poate înțelege modul în care se uh, întipăresc aceste idei în subconștientul nostru. Și asta mi-am mi dat seama sau am avut această revelație pornind de la faptul că dormind uh, sistematic pe saltea uh, pe care dorm, dormind cam în aceleași poziții, treptat, treptat, da, saltea a început să. E saltea din aceea cu memorie, la început ea revenea uh, complet la. Forma ei, dar treptat, treptat, fiindcă tot m-am așezat și am dormit uh, cam în aceleași poziții, da, deja a rămas o urmă a corpului meu pe această saltea. Da? Ei bine, sugestia o putem asocia cu uh, situația în care suntem întinși pe, uh, pe saltea, ea se deformează. Luând formele corpului nostru, dar după ce ne ridicăm, ea revine la forma ei normală. Un program automat este echivalentul situației în care, după ce sistematic de foarte multe ori ne-am așezat pe, pe acea saltea, saltea a păstrat forma corpului nostru, sau măcar parțial forma corpului, și după ce ne-am ridicat. Da? Cred că această analogie este extrem de ușor de înțeles. Și într-un mod asemănător, în subconștientul nostru, lucrurile pe care le repetăm sistematic se întipăresc. Și ele, odată ce se întipăresc în subconștientul nostru, încep să vibreze. Da? Ele vibrează non-stop, iar vibrația lor atrag în viața noastră, creează în viața noastră circunstanțe și conjuncturi corespunzătoare sugestiei, ideii pe care noi am hrănit-o. Da? Dacă ea este ceva constructiv, va fi constructiv pentru noi. Dacă e ceva neconstructiv, atunci, bineînțeles că noi vom culege roadele corespunzătoare. Da? Revenind la acest exemplu, implementăm, repetăm, hrănim masă critică program automat, da? Și făcând paralela cu saltea, a implementa înseamnă a te tot așeza pe saltea, da? Repetăm acest lucru până când se ajunge la masa critică. Masa critică e atunci când saltea deja nu mai revine uh, complet sau deloc la forma inițială, și atunci s-a creat. Programul automat. Da? Și bineînțeles, că în funcție de tipul de saltea, va dura mai mult sau mai puțin până când noi vom reuși să o deformăm. Da? La fel și cu uh, ideile pe care noi dorim să le implementăm în subconștient, ele se vor întipări mai rapid sau mai puțin rapid în funcție de conținutul actual al subconștientului nostru pe domeniul în care este sugestia pe care dorim să o implementăm. Aceste programe subconștiente, în marea lor majoritate, se implementează în perioada copilăriei, în special în primii șapte ani de viață. În primii șapte ani de viață, copilul trăiește într-o stare aproape continuă de transă hipnotică. Creierul uh, copiilor funcționează în domeniul undelor cerebrale alfa și teta. Și, practic, uh, când se petrece acest lucru, poarta subconștientului este deschisă și se asimilează uh, masiv și, uh, din păcate, fără discernământ, se asimilează absolut tot ceea ce vine în contact cu copilul. De aceea este foarte important din perspectiva părinților să aibă grijă la ce anume sau ce fel de stimul la ce fel de stimul îi pun pe copii părinții pentru că acești factori de mediu cu care copilul vine în contact da, se vor întipări adânc în subconștientul lor iar apoi când copilul va deveni matur va fi condiționat de aceste programe pe care le-a dezvoltat în copilărie. Va fi condiționat ori într-un sens constructiv, ori într-un sens neconstructiv, depinde de natura de natura uh, acestor impregnări. Deloc întâmplător se vorbește de cei șapte ani de acasă pentru că de fapt majoritatea programelor subconștiente uh, pe care noi le avem, le-am dezvoltat în această perioadă. Da? Și dacă avem grijă de copii în această perioadă, le oferim, de fapt, cea mai mare uh, sau cea mai importantă moștenire, cea mai importantă zestre, zestrea de programe subconștiente. Nu este deloc întâmplător faptul că, în general, copiii care provin din familii prospere vor fi și ei prosperi, nu întotdeauna, dar în general, și, de asemenea, și invers. Uh, în general, copiii care provin din familii mai puțin prospere, cel mai probabil că și ei vor fi la fel. Și asta nu pentru că nu ar fi neapărat inteligent sau capabili, ci pentru că există aceasta de programe subconștiente care i a fost implementată, da? în general, îl limitează în exprimarea lui. Însă, indiferent ce fel de programe avem în subconștient din primii șapte ani de viață, vestea bună este că noi putem reprograma subconștientul. Noi putem să intervenim acolo unde constatăm că ni s-au implementat programe subconștiente neconstructive și să dezvoltăm alte programe constructive. În general, modul de acțiune în reprogramarea subconștientului este acela de a înlocui un program vechi care ne sabotează cu un program nou care ne susține. Da? Există și alte modalități, dar ă, 90 și, oricum, peste 90% din situații se pot rezolva în acest mod. Da? De aceea ne vom referi în primul rând la această modalitate. Oricum, e foarte important să înțelegem că dacă pe o anumită direcție a vieții, noi avem programe care ne sabotează. Da? Pe acele, pe acele direcții ale vieții vom obține foarte greu rezultatele sau deloc. Da? Întotdeauna când obținem foarte ușor rezultate pe o anumită direcție a vieții, aceasta înseamnă că sau ne arată că pe acea direcție a vieții, noi, conștient sau inconștient, ne-am ne dezvoltat programe care să ne susțină. Da? Și, de fapt, cum ne vom da seama? de ce fel de programe avem sau că avem programe subconștiente care ne sabotează sau care ne susțin. Atunci când în viața noastră sistematic se petrec anumite lucruri, atunci aceasta reflectă existența unui program automat. Da? Dacă, de exemplu, să dăm un exemplu de persoană din domeniul vânzărilor, dacă... Știu, ea are întâlniri de vânzări foarte bune. Oamenii sunt încântați să-i audă, dar întotdeauna, în momentul în care trebuie să se facă vânzarea, clientul se răzgândește. Da? Aceasta reflectă existența unui program sabotor. Da? Am văzut de-a lungul timpului, în echipele pe care le-am construit, am avut oameni care s-au confruntat sistematic cu astfel de probleme și era absolut evident că este vorba de, de programe subconștiente sabotoare. Da? Sau într-o relație de cuplu, dacă ființa iubită, sper că încă e iubită, da? ne supără sistematic într-un anumit fel. Aceasta reflectă faptul că noi Avem un program subconștient sau mai multe, care inspiră acea ființă să se manifeste în modul în care se manifestă. Acum, bineînțeles că unii nu o să fiți întru totul de acord, dar să știți, când cineva are probleme cu noi, de fapt, reflectă faptul că noi avem niște, niște probleme. Că el greșește față de noi, e problema lui, dar Modul în care el se comportă cu noi este o oglindă pentru noi și ne arată de fapt care este situația în subconștientul nostru. Viața noastră nu este altceva decât o reflexie a lumii noastre interioare, da? Și atunci dacă suntem atenți la ce se petrece în afara noastră, vom putea identifica faptul că există cauze în noi care generează aceste lucruri în exterior. Da? Bun, am precizat mai devreme ce sunt programele subconștiente. Reamintesc, credințe, convingeri, obiceiuri, tendințe și așa mai departe. Toate acestea sunt programe subconștiente. Noi, când acționăm pe baza lor, noi nu acționăm rațional, da? ci acționăm fiind condiționați subconștient. Și haideți să vedem câteva exemple de programe subconștiente, tocmai, în, în ideea de a înțelege despre ce este vorba. Uh, însă înainte, uh, văd că Elena a ridicat mâna. Uh, haideți că să mergem pe varianta să primiți microfon ca să meargă mai rapid. Eventual, uh, nu înțeleg de ce nu vrea să se uh, deblocheze microfonul. Eventual o să te rog să scrii pe chat. A, ah, ok, deci a fost o greșeală. Oricum, dacă aveți întrebări, rugămintea mea este să le scrieți pe chat da? și în partea finală a întâlnirii noastre o să urmăresc să răspund la aceste întrebări. Oricum. Oricum era programat să, să existe 50 minute pentru partea de întrebări. Bun. Am zis că o să dăm câteva exemple de programe subconștiente. De exemplu, dacă cineva are credința fermă că banii se obțin greu, da? atunci acea, numai o secundă. Bun, atunci, pentru acea persoană, banii se vor obține greu, dar când spun că e credință, e foarte important să înțelegeți că nu e doar o părere, nu? Nu faptul că eu am părerea că banii se obțin greu înseamnă că e un program subconștient și dacă eu cred cu toată ființa Că banii se obțin greu, da? atunci pentru mine, această credință este un program subconștient sabotor și el va avea grijă, va avea grijă ca pentru mine, această credință să fie adevărată pentru că subconștientul, subconștientul de fapt urmărește în permanență să pună în Practică, să obiectiveze, să creeze ceea ce noi credem cu toată ființa. Și atunci, dacă credința noastră este că banii se obțin greu, subconștientul va crea circumstanțe și conjuncturi, în așa fel încât, chiar dacă noi, de exemplu, avem un business în care am putea obține ușor banii, pentru noi, ei se vor obține greu. Da? Sau, de exemplu, unii consideră că banii sunt ochiul dracului sau că banii sunt murdari. Evident că dacă tu crezi cu toată ființa asta subconștientul care este setat să lucreze pentru tine, să te protejeze, va avea grijă ca tu să nu ajungi la bani pentru că nu banii sunt murdar, banii sunt ochiul dracului și atunci... Evident că nu este de dorit să îi ai, și subconștientul va crea circunstanțe și conjuncturi ca această credință noastră da, să fie împlinită, să, ne, să fim, va urmări să ne protejeze de această mizerie între ghilimele. Da. Sau dacă cineva crede că bogații sunt hoți subconștientul va avea grijă ca noi să nu fim bogați, pentru că bogații sunt hoți, asta nu-i bine pentru noi. Și atunci, la fel, el creează circunstanțe și conjuncturi ca noi să nu ajungem niște hoți, adică bogați. Și deja din aceste exemple, deci sunt convins că înțelegeți foarte bine cum funcționează aceste programe subconștiente și cum ele ne influențează experiența și influențează realitatea pe care noi o experimentăm. Sau alte programe. Nu avem bani. Da? Sau nu ne permitem. E prea scump. Sărăcia e o virtute. Da? Dacă cineva chiar crede asta, Subconștientul va avea grijă să i-o și ofere. Da? Sau, eu mă îmbolnăvesc ușor. Este, <coughs> poate să fie și la destul de mulți oameni este un program subconștient. Și dacă acea persoană crede că ea se îmbolnăvește ușor, subconștientul va avea grijă ca acest lucru să fie adevărat. Da? Altcineva poate să aibă credința sau programul subconștient, eu mă îmbolnăvesc greu. Și acea persoană se va îmbolnăvi greu. Da? Sau eu sunt sănătos, sau eu sunt grasă, eu sunt frumoasă. Da? Sunt tot felul de programe pe care le putem dezvolta conștient sau inconștient uh, în ființa noastră și ele, repet, ne vor condiționa. Da? Eu merit sau eu nu merit. Da? Dacă eu merit, subconștientul va avea grijă să creeze circunstanțe și conjuncturi să obțin ceea ce merit. Dacă nu merit, va lucra invers. Sau dacă cineva are programul subconștient, banii se obțin ușor, pentru el, el se, va, se vor obține ușor. Sau merit bunăstarea și așa mai departe. Am bani suficient și așa mai departe. În familie există armonie și pace, da, ce frumos program. Sau universul mă susține în tot ceea ce întreprind. Viața e frumoasă. Sau de exemplu un copil care a crescut într-o familie prosperă care a dăruit tot timpul din preaplinul bunăstării. Cel mai probabil a dezvoltat și el acest program și la rândul lui va fi prosper și va dărui celorlalți din acest prea plin. Da? Aceste exemple cu siguranță v-au ajutat să înțelegeți la ce ne referim atunci când vorbim de programe subconștiente. Cu toții trăim simultan în două lumi. O lume interioară a gândurilor și reacțiilor și o lume exterioară a circunstanțelor și situațiilor. Acum, aceste două lumi sunt într-o permanentă interacțiune. Avem pe ecran o afirmație care este extrem de, de utilizată. Ea provine din domeniul spiritual, dar a fost preluată și în domeniul dezvoltării personale. Și această afirmație spune orice lucru apare mai întâi în interiorul tău și apoi în exterior. Da? Deci orice lucru apare mai întâi în interiorul tău și apoi în exterior. Sunteți de acord cu această afirmație? Și chiar vă rog să răspundeți pe chat dacă sunteți sau nu de acord. Bun, văd că majoritatea, de fapt, toți au spus până acum, da. De ani de zile susțin evenimente reprogramarea subconștientului peste tot prin țară. Au fost zeci, poate sute de evenimente și întotdeauna cu această afirmație toată lumea a fost de acord. Da? Însă, ceea ce noi putem a, constata în viața de zi cu zi este că noi trăim Reacționând la ceea ce se petrece în lumea noastră exterioară. Da, dacă în lumea noastră exterioară, de exemplu, noi am fost concediați, vom fi triști. Dacă am primit o avansare, vom fi fericiți. Dacă, știu eu, iubitul sau iubita ne-a făcut un cadou, vom fi fericiți. Dacă ne-a părăsit, vom fi triști. Da? Altfel spus, din aceste exemple a rezulta că lucrurile sunt chiar pe dos, că lumea exterioară este cea care creează lumea interioară, că ceea ce noi experimentăm în interior este condiționat de ceea ce experimentăm la exterior. Și s-ar părea că afirmația anterioară nu este tocmai corectă. Însă chiar dacă aparențele ne, ne fac să mergem în acea direcție, totuși să știți că afirmația este corectă. Pentru că lumea aceea exterioară la care noi reacționăm, a fost și ea creată tot de noi, într-un mod inconștient. Da? Și atunci când noi reacționăm la, acea, la acele circunstanțe și conjuncturi din lumea exterioară și reacționăm emoțional, nu facem altceva decât să hrănim cauzele care au generat acele circunstanțe și conjuncturi, acea realitate. Da? Și după ce le-am hrănit în subconștient, acele cauze se vor exprima cu și mai multă forță și noi reacționăm din nou emoțional la ceea ce se petrece în afara noastră și hrănim din nou cauzele care au generat acea realitate. Și, practic, intrăm într-un cerc vicios în care nu facem altceva decât să tot reacționăm la lucruri pe care le-am creat în mod inconștient anterior. Da? Și să dăm tot mai multă forță acestor lucruri asupra noastră. Și E foarte important să rupem acest, acest cerc vicios, să ieșim din el și asta se poate atunci când devenim conștienți de noi înșine și începem într-un mod conștient, la voință, să cultivăm în lumea noastră interioară. Acele lucruri pe care dorim să le culegem apoi în lumea exterioară. Da? Cu cât vom fi mai fermi și mai atenți în a manifesta interior doar ceea ce ne dorim, cu atât realitatea noastră exterioară va începe să semene tot mai mult cu ceea ce noi ne dorim. Dar e foarte important să înțelegem că dacă nu. Începem să acționăm într-un mod conștient la voință, noi nu vom putea să modificăm realitatea exterioară. Realitatea exterioară nu se va modifica de la sine, ci se, ma, se va modifica pe măsură ce noi acționăm conștient la voință în lumea noastră interioară. Da? Și dacă noi vrem să culegem fericire, să manifestăm în lumea noastră interioară fericire. Dacă vrem în lumea exterioară să culegem prosperitate, trebuie să experimentăm în lumea noastră interioară sentimente, emoții, gânduri, trăiri conexe cu prosperitatea și așa mai departe. Da? Lumea crede că ceea ce ni se petrece este rezultatul sau se datorează unei forțe exterioare nouă. Da? De obicei îi spunem Dumnezeu. Însă să știți că Dumnezeu nu se bagă în chestiile astea. Conștiința supremă sau Dumnezeu creează cadrul în care se desfășoară lucrurile. Însă modul în care experimentăm fiecare acest cadru creat de conștiința supremă este alegerea noastră. Da? Fiecare dintre noi suntem o exprimare completă a acelei conștiințe supreme și avem, avem în noi puterea creatoare, avem puterea de a crea. Însă, din păcate, la școală nu ne-au învățat asemenea lucruri. La școală ne-au vorbit despre alte lucruri. Nu ne-au învățat cum să ne creăm în mod conștient realitatea și... Și așa trebuie să acționăm. Da? Nu să așteptăm să vină de undeva de sus, din stânga sau din dreapta, da? ci trebuie pur și simplu să începem să acționăm conștient, la voință. Să ne asumăm, da? să facem ceea ce este de făcut. Bineînțeles, pentru unii asta e o veste foarte proastă. Era mult mai comod să ne lăsăm pe mâna unei forțe exterioare și să, să fie ea responsabilă pentru toate eșecurile noastre, decât să știm că noi suntem 100% responsabili pentru ceea ce ni se petrece. Da? A ști aceste lucruri implică o imensă responsabilitate. Pentru că dacă până acum nu știai, și aveai o scuză, acum știi, nu mai ai nicio scuză. Da? Și este foarte, foarte important, da? Să înțelegeți acest lucru. Sunteți 100% responsabili. Da? Și dacă o să începeți să acționați conștient, da? Să nu permiteți în lumea voastră interioară să experimentați acele lucruri pe care nu veți dori apoi să le experimentați în realitatea exterioară. Da? Deci până nu faceți asta, nu veți putea uh, experimenta realitatea pe care vă-o doriți. Deci trebuie, trebuie. Nu, nu trebuie nimic, dar e bine, e necesar să. Uh, luăm aceste frâie în mâinile noastre. Spune uh, Dana, zice, de la naștere până, la, până în copilăria mică, până la șapte ani, suntem cei pe care cei din jur scriu programe. Da, așa este, din păcate sau din fericire, depinde cine scrie și ce fel de programe scrie. O să trecem acum. Um, o secundă că e puțin răcoare și să iau un hanoroc. O să trecem să vorbim despre triada creatoare. Triada creatoare este extrem de importantă pentru că dacă înțelegeți această triadă creatoare, practic aveți cheia fundamentală prin care să vă transformați viața exact așa cum vă doriți. Da? Triarea creatoare e creată din trei verbe: a fi, a face, a avea. Acum, din păcate, majoritatea oamenilor nu, nu înțeleg cum funcționează lucrurile. Prin natura activității pe care am desfășurat-o în ultimii 14 ani m-am întâlnit de-a lungul timpului cu peste 4000 de persoane personal față în față. Și am discutat cu ei diverse lucruri. I-am întrebat despre viața lor, despre obiectivele lor și așa mai departe. Și foarte mulți mi-au spus. Lucrurile în felul următor. Dacă eu aș avea niște bani, aș demara o afacere, și apoi aș fi un om prosper. Și pare destul de logic ce gândeau ei. Însă, este la fel de logic cum ar spune un agricultor: dacă eu aș putea recolta, Apoi aș lucra Pământul și apoi aș semăna. Da? Lucrurile nu funcționează dinspre a avea către a fi, ci dinspre a fi către a avea. Da? Primul lucru este să fii un om prosper, da? Să faci ceva. Pardon, să fii un om prosper, să fii interior. Da? Un om prosper, să faci ceva și apoi să ai. Da? A fi ține de lumea interioară. A avea ține de lumea exterioară, iar a face este acea acțiune care permite lumii interioare din zona de a fi să se exprime lumea exterioară în zona de a avea. Da? A fi în legătură, în primul rând, cu subconștientul nostru. Da? Practic, Exact cum vă spuneam mai devreme, viața nu ne dă ceea ce vrem, ci ceea ce suntem. Da? A fi este ceea ce suntem noi în acest moment. Da? Și pe baza ceea ce noi suntem, în acest moment vom avea lucruri conexe sau direct proporționale cu ceea ce suntem. Acum, dacă noi dorim să schimbăm realitatea exterioară, evident că primul pas este acela de a începe să lucrăm cu noi înșine, în zona de a fi. Să luăm un exemplu care e mai ușor de cuantificat, prosperitatea. Da? Cineva momentan nu stă foarte bine la capitolul prosperitate, dar uh, își dorește să obține rezultate mai bune pe această zonă. Această persoană ar trebui, în primul rând, să înceapă să lucreze în zona de a fi, să-și cultive acolo uh, trăiri interioare, uh, sugestii, idei care sunt conexe cu situația în care deja ar fi prosperă trebuie să cultivăm rezonanțele aici în zona de a fi. Bineînțeles că simultan cu asta e important să începem să și facem ceva. Și de exemplu, dacă, să zicem, 100% ar fi maximum ce se poate obține în zona de prosperitate, în zona de a fi, să zicem că cineva are doar 0,1% acum, da? Fiecare începe exact de unde este acum. Acum, vestea bună sau e vestea, este că fiecare dintre noi avem active în noi toate vibrațiile posibile, de la cele mai joase până la cele mai înalte. Doar că unele le avem mai dinamizate, altele mai puțin dinamizate. Însă, utilizând triada creatoare, noi vom putea amplifica orice fel de rezonanță în noi, inclusiv cea legată de prosperitate. Da? Pornim de la 0,1%, începem să facem ceva pe zona aceasta. Știu, eu, demarăm un proiect, poate să fie un job, poate să fie un business propriu, poate să fie ceva, oricât de mic, dar să facem ceva. Asta va duce la niște rezultate mici deocamdată, dar oricât de mic ar fi rezultatul, el aduce cu sine în zona de a fi mai multă încredere și amplifică rezonanța și din 0,1% am ajuns la 0,5%. Și mai facem ceva și obținem iar niște rezultate și am ajuns la 1% și mai facem și mai obținem rezultate și ajungem la 1, 2%. Și așa mai departe, repetăm acest ciclu a fi, a face, a avea, care de fapt e o spirală ascendentă, da? Îl tot repetăm și tot amplificăm în ființa noastră rezonanța cu ceea ce noi dorim să dezvoltăm. Da? Și Bineînțeles, treptat vom ajunge tot mai aproape de ceea ce ne-am propus să obținem. Acum, dacă ați citit Biblia, acolo sunt relatate niște situații în care diverse persoane mergeau la Isus și îi puneau tot felul de întrebări. De exemplu, unii întrebau: Învățătorile ce să fac ca să fiu fericit? Și Isus le spunea, fii fericit. Sau altul întreba, ce să fac ca să fiu prosper? Și le zicea, fii prosper. Și dacă nu cunoști triada creatoare, ai putea să gândești că poate că Isus așa și-a bătut un pic joc de ei. Cum adică? Vreau să fiu fericit și El îmi zice, fii fericit. Vreau să fiu prosper, îmi zice, fii prosper. Dar, în mod cert, Isus cunoștea triada creatoare și el știa că nu poți culege de acolo de unde n-ai semănat. Și dacă vrei să culegi prosperitate, trebuie să semeni prosperitate. Dacă vrei să culegi fericire, trebuie să semeni în zona de a fi fericire. Noi suntem un fel de agricultori de lume interioară. Semănăm în lumea interioară ceea ce vrem să culegem în lumea exterioară. Da? E foarte important să înțelegem acest lucru. Dacă semeni greu, o să culegi greu. Dacă semeni porumb, o să culegi porumb. Nu te poți aștepta să semeni porumb și să culegi greu. Da? La fel, dacă vrei prosperitate, trebuie să semeni prosperitate. Dacă vrei fericire, trebuie să semeni fericire. Știu că nu este foarte comod. Ca așa stau lucrurile, însă să știți, doar așa funcționează. Eu nu am zis că o să vin cu veștile cele mai plăcute. Eu vin cu informația corectă. Da? Așa veți obține rezultate, cultivând sistematic în voi, conștient, acele lucruri pe care vi le doriți. Da? Și trebuie să lăsăm. Lenea nea la o parte comoditatea și să ne asumăm uh, această muncă. Vestea bună este că, ca să vedeți că am și vești bune, că după ce vă reprogramați subconștientul, veți beneficia de aceste rezultate non-stop, nu numai în viața aceasta, ci și în viețile următoare, pentru că subconștientul, merge cu noi dintr-o existență în alta. Și odată ce ai dezvoltat ceva într-o viață, vei beneficia de acel lucru în toate viețile pe care le vei mai trăi, până când vei atinge eliberarea spirituală și nu va mai trebui să te încarnezi. Dar dacă reușiți în viața aceasta să vă creați o realitate paradisiacă, da? o să aveți pentru eternitate sau, oricum, pentru foarte, foarte multă vreme. Deci merită să faceți acest efort. Da? Plus că beneficiile vor fi pe multiple planuri ale ființei, inclusiv din punct de vedere spiritual, vă va ajuta să, să obțineți rezultate extraordinare. Bun, deci aceasta este triada creatoare, merită să, să, să meditați la ea și să o puneți în practică. Acesta e cel mai important lucru. Bun, am vorbit de programe subconștiente, am vorbit de lumea interioară, de lumea exterioară. Haideți să vorbim acum puțin despre instrumentul cu care noi, de fapt, lucrăm în crearea realității și acest instrument este mintea. Da, mintea. Mintea e una singură, însă ea are trei exprimări, trei aspecte. Mintea supraconștientă este acel aspect al minții pe care noi îl experimentăm în stările de uh, conștiință foarte în stările de extaz, mistic și așa mai departe. Atunci când emisferele cerebrale sunt într-un echilibru perfect, da, și noi uh, trecem dincolo de mintea superficială. Alte două, <coughs> scuze, uh, alte două aspecte ale minții sunt cele care, de fapt, creează realitatea. Mintea supraconștientă nu participă la crearea realității, însă este sursa. Da? Din această minte supraconștientă iau naștere mintea conștientă și subconștientă. Iar acestea două, mintea conștientă și subconștientă împreună, scriu proiectul realității. Mintea conștientă este uh, programatorul, iar mintea subconștientă e mediul de programare. Mintea conștientă e corelată cu emisfera cerebrală stângă, iar mintea subconștientă cu emisfera cerebrală de dreaptă. Mintea conștientă aspectul feminin, pardon, masculin, mintea subconștientă este aspectul feminin. Dacă facem o paralelă între aceste două aspecte uh, ale minții, corelat cu emisferele cerebrale, da, emisfera stângă sau a, mintea, corelată cu mintea conștientă este logică secvențială, rațională, analitică, obiectivă, atentă la detalii. Am putea spune că este aspectul academic al minții. Iar emisfera dreaptă conexă cu subconștientul. Da, este. Imprevizibilă, intuitivă, holistică, sintetică, subiectivă și are o privire de ansamblu. Da? Unii ar putea gândi că ar fi bine să avem numai emisfera dreaptă, însă să știți că noi, pentru a putea experimenta armonios această realitate, avem nevoie de ambele aspecte ale minții, de ambele emisfere, fiecare joacă rolul uh, ei în experiența noastră. Dacă urmărim să vedem care este uh, impactul asupra vieții noastre a celor două aspecte ale minții, putem face paralela cu un iceberg. Partea vizibilă a icebergului este corelat, corelată cu mintea conștientă, iar partea invizibilă, care înseamnă 95% cu mintea subconștientă. Da? Practic, dacă noi neglijăm partea subconștientă, practic neglijăm 95% din existența noastră. Cel puțin 95%. Da? De aceea e important să avem grijă și de partea aceasta de subconștient. Da? Bun... Uh. <coughs> Dacă am dat câteva exemple legate de interacțiunea minte conștientă, minte subconștientă, da? în cazul unui vapor, mintea conștientă e capitanul vaporului, mintea subconștientă oamenii din sala motoarelor. În cazul mediul IT, da? mintea conștientă e programatorul, mintea subconștientă mediul de programare. Mintea conștientă e cea care dă comenzi, subconștientul le execută, mintea conștientă filtrează informația, mintea subconștientă acceptă absolut totul. Mintea conștientă este acel aspect al minții pe care noi îl folosim pe parcursul zilei uh, pentru a analiza și organiza informația cu care interacționăm. Ia, această minte este cea care ia deciziile logice și de asemenea filtrează informația. La nivelul minții conștiente există ceea ce se numește filtrul conștient sau păzitorul porții cum se numește în hipnoză. Este o structură care se activează undeva în jurul vârstei de șapte ani și închide poarta subconștientului. Că v-am spus în primii șapte ani de viață, copilul trăiește într-o stare aproape permanentă de transă hipnotică. Transă hipnotică înseamnă că poarta subconștientului e deschisă. E bine, undeva în jurul vârstei de șapte ani poarta se închide și filtrul conștient nu va mai lăsa să pătrundă în subconștient idei, sugestii care vin în contradicție cu conținutul actual al subconștientului. Da? Și vă dați seama acum că dacă în primii șapte ani de zile am acumulat programe sabotoare, după șapte ani va fi mult mai greu să le înlocuim, pentru că filtrul acesta conștient nu va lăsa să treacă sugestii care vin în contradicție cu conținutul actual al subconștientului. Da? Filtrul acesta conștient, chiar dacă acum pare dușmanul, el totuși are un rol foarte important pentru că el, de fapt, asigură stabilitatea personalității. Că dacă el n-ar exista și după vârsta de șapte ani, noi am fi la cheremul mediului exterior. Dacă am trăit într-un mediu uh, benefic, ne-am încărcat benefic. Dacă am trăit într-un mediu nociv, ne-am încărcat nociv fără să avem control asupra acestui lucru. Da? De aceea, filtrul conștient are acest rol de a, ne, de a menține o anumită stabilitate a personalității noastre, însă el ne și blochează în procesul de transformare. Tocmai de aceea, strategia în. Procesul de programare sau reprogramarea subconștientului este aceea de a găsi modalitatea prin care să dezactivăm parțial sau complet filtrul conștient. Da? Și sunt multe modalități, unele mai eficiente, altele nu atât de eficiente, dar printre cele mai eficiente sunt hipnoza. Este cea mai eficientă însă are riscuri foarte mari pentru că ne face. Totalmente um, vulnerabil la influențele celui care face hipnoza, și dacă nu este o ființă pură, uh, ne va putea chiar fără să vrea să ne transmită în subconștient tot felul de lucruri pe care nu ni le-am dorit. Însă, vestea bună că există auto -himnoza modalitate prin care uh, avem toate beneficiile hipnozei, dar uh, fără niciun fel de riscuri, E o stare de hipnoză autoindusă prin care uh, noi deschidem poarta subconștientului. Da? sau, de exemplu, relaxarea yoghină completă, de exemplu, este o metodă uh, de deschidere a Porții subconștientului sau somnul yoghin conștient sau orice tehnică care induce uh, o funcționare a creierului în domeniul undelor cerebrale alfa și teta, uh, este bună pentru a deschide poarta subconștientului. Și după ce poarta e deschisă, apoi începem tehnicile de reprogramare a subconștientului. Acum, mulți, când aud de ideea de hipnoză, se contractă, însă, sau stare hipnotică. Dar starea hipnotică, de fapt, ce este? Este o stare în care mintea este focalizată. Atât. Când mintea este focalizată, da? Atunci, poarta subconștientului se deschide. Deci, toate tehnicile de meditație, de focalizare, de concentrare, sunt tehnici. Care induc o stare uh, hipnotică favorabilă procesului de reprogramare a subconștientului. Subconștientul, pe de altă parte, lucrează non-stop și el se ocupă de menținerea funcțiilor corpului, da, bătăile inimii, respirația, digestie și așa mai departe. Gândiți-vă că în corpurile fiecăruia dintre noi acum se petrec procese metabolice și nu trebuie noi să fim atenți la ele. Subconștientul are grijă de absolut tot. Da? Subconștientul e mediul în care se stochează informația da? și uh, în care rulează programele automate. Subconștientul registrează absolut tot ce experimentăm, vedem, auzim, trăim și așa mai departe. Iar odată pătrunse subconștient, informațiile nu mai pot fi șterse. Ele pot fi modificate, dar nu mai pot fi șterse, de aceea e important să avem grijă la ce uh, fel de mediu ne expunem uh, și ce anume permitem să intre în subconștient. Da? nu v-aș recomanda să urmăriți sistematic știrile sau știrile de la ora 5 sau alte emisiuni din acestea uh, absolut nocive, uh, pentru că unii au zis, o, pe, pe mine nu mă afectează, nu te afectează acum. Dar uh, exact ca în exemplu cu salteaua, uh, acum nu se vede efectul, dar dacă o să faci sistematic asta, la un moment dat se va vedea efectul. Un alt exemplu, în acest sens, gândiți-vă, să luăm un acvariu, un acvariu de 60 de litri și astăzi pui o picătură de cerneală roșie. Se va vedea vreo schimbare? Evident că nu. Mâine pui din nou o picătură. Și în fiecare zi pui câte o picătură și deja după o vreme începe să se vadă că acea apă capătă o tentă roșiatică. Da? Dar nu vei vedea de la primele picături. Așa e și aici. Noi credem că nu ne afectează aceste lucruri. Dar nu ne afectează în acest moment, dar se cumulează și în timp când se vor crea factorii de mediu favorizanți, da? acest lucru se va petrece. Bun. Un alt lucru foarte important de știu despre subconștient și de fapt despre întreaga realitate este că ea este structurată holografică. Acum o să vorbim în caz particular de subconștient. El are o structură holografică. O hologramă toată lumea știe ce este. Este o imagine tridimensională realizată din lumină. Da? Însă ceea ce știu mai puțin este ce caracteristici are o structură holografică. Și două sunt mai importante. O primă caracteristică spune că într-o structură holografică toate punctele sistemului sunt interconectate, iar cea de-a doua caracteristică, cea care ne interesează pe noi acum mai mult, este că într-o structură holografică totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot. Da? Adică, ce înseamnă asta? Că în fiecare părticică a întregului se reflectă întregul. Da? Dacă ne referim la subconștient concret, asta înseamnă că în fiecare subconștient individual se reflectă subconștientul colectiv și fiecare subconștient individual se reflectă la nivelul subconștientului colectiv. Altfel spus. La modul real, nu există nicio diferență între subconștientul individual și cel colectiv. E doar o chestie de noțiuni. Înțelegeți? Dar noi, la nivel sub, subconștient, suntem interconectați și oarecum suntem o unică ființă. Tocmai de aceea, tot ceea ce ni se petrece nouă îi afectează și pe ceilalți. Și ceea ce afectează pe ceilalți ne afectează și pe noi. Doar că nu suntem conștienți în mod direct. Da? De aceea, sau și de aceea, ar trebui să ne pese de ceilalți. Pentru că noi, noi credem că dacă li se întâmplă lor, li se întâmplă doar lor. Dar nu e adevărat. Mi se întâmplă fiecare dintre noi. Bineînțeles, în anumite proporții vom fi influențați, dar cu toții suntem influențați de ceea ce îi se petrece unuia. Aici, pe tema aceasta, am putea vorbi cel puțin o săptămână în continuu, fără să ne repetăm, însă voi rezista acestei tentații. Poate cu altă ocazie o să dezvoltăm acest subiect. De exemplu, în cadrul cursului Revelarea inimii spirituale, pe care intenționez undeva prin Vedem ianuarie, februarie, să -l susțin încă nu l-am stabilit. Acolo vom discuta pendelete despre structura holografică a Universului și a, chiar și a conștiinței supreme a Spiritului. Bun. O caracteristică a subconștientului sau reformulez, această caracteristică a subconștientului, și anume că el nu face diferența între imaginație și realitate, este cea care permite, de fapt, procesul de transformare. Dacă această caracteristică nu ar exista, transformarea n-ar fi posibilă. Și ca să înțelegeți uh, ce înseamnă această caracteristică a subconștientului, o să, facem, o să realizăm un experiment. O să vă rog să veniți cu spatele drept, ochii sunt închiși, urmăriți să vă relaxați, corpul fizic cât mai profund. Acum vă imaginați că aveți o lămâie în mână, o tăiați cu cuțitul în două, luați o jumătate de lămâie și începeți și vă stoarceți lămâia în gură, da? Simțiți gustul acru al lămâiei, cum vă stimulează papilele gustative, și acum vă puteți opri din experiment. Și întrebarea mea este dacă e cineva care nu a salivat. Da? M-aș mira să fie cineva care să nu fi salivat. Practic, ce, ce am făcut noi? Noi ne-am imaginat că ne stoarcem lămâie în uh, gură. Și deși a fost doar ceva ce ne-am imaginat, subconștientul a declanșat secreția salivei. Da? Și chiar dacă văd că e o persoană care spune că nu a salivat, majoritatea în mod sigur au salivat, iar dacă aș fi intrat în mai multe detalii și aș fi descris mai cu lux de amănunte, cu siguranță intensitatea cu care ați fi salivat ar fi fost uh, mult mai uh, mare. Da? Subconștientul nu a putut să facă diferența între imaginație și realitate. Chiar dacă noi doar ne am imaginat că ne stoarcem lămâie în gură, a declanșat procesele de salivație care sunt inconștiente, da? Așa că vedeți că subconștientul reacționează într-un mod asemănător la lucruri pe care ni le, ni le imaginăm, asemănător cu situațiile în care acel lucru s-ar petrece în realitate. Și gândiți-vă că dacă, de exemplu, cineva care vrea să obțină prosperitatea, zi de zi pentru o anumită perioadă de timp își imaginează și trăiește interior sentimentul că este deja prosperă. Da? Trăiește, vizualizează imagini că este prosper, subconștientul va începe să se impregneze cu acele energii, cu acele emoții și nu va putea să-și dea seama că este doar imaginație. Și pe măsură ce repetăm sistematic acest lucru, da, el a, se va impregna cu aceste energii, vibrația corespunzătoare prosperității va deveni din ce în ce mai activă și treptat treptată în realitatea exterioară, aceste lucruri se vor exprima. Și de fapt, toate tehnicile de reprogramare a subconștientului se bazează pe această calitate a subconștientului de a nu face diferența între imaginație și realitate. Da? Sper că ați înțeles ideea, și sper că ați și intuit cum putem folosi uh, zi de zi această abilitate sau această caracteristică a subconștientului. Au americanii uh, o vorbă fake it until you make it. Adică, Prefăte până când o să devii ceea ce uh, dorești să devii. Da? Bineînțeles că la început, lucrurile acestea pe care o să ne, le imaginăm uh, vor fi mai puțin credibile pentru noi. Da? Dar pe măsură ce facem sistematic acest lucru, Imaginile vor fi tot mai clare, trăirile tot mai clare și o să începem să credem din ce în ce mai puternic în faptul că noi chiar suntem niște ființe prospere. Da? Înainte de a trece mai departe, cineva a întrebat uh, cât va ține conferința. Până undeva în jurul orei 21. Aproximativ. Dacă constatăm în practică că, deși suntem programați negativ, totuși obținem succesul, acel succes va fi obținut cu un efort extraordinar de mare și nu va fi stabil. Va fi un un foc de paie. Da? Va fi doar rezultatul efortului de moment, nu va reuși să modifice lucrurile în zona de a fi. De aceea e foarte important să reprogramăm subconștientul pe acele direcții. Doar luptând în lumea exterioară cu lucrurile noi Practic, lucrând cu simptomele, că ceea ce se petrece în lumea exterioară sunt simptomele, dacă noi n-am schimbat cauzele, da, nu vom putea obține un succes stabil. Da? De aceea, întotdeauna urmăriți, și în tratarea bolilor, dar și în tratarea uh, lucrurilor din viața noastră, să vă focalizați pe cauze, nu pe efecte. În povești. Subconștientul apare sub forma Duhului Lămpii sau Peștișorului de Aur, cel care ne îndeplinește, știu eu, depinde de situație, trei dorințe, una și așa mai departe. Însă, subconștientul, spre deosebire de Peștișorul de Aur și Duhul Lămpii, ne poate îndeplini oricâte dorințe, condiția să îl programăm într-un mod corespunzător. Putem să ne imaginăm că subconștientul e un fel de computer și chiar este. Trebuie să știi cum să-l programezi ca să obții rezultatele pe care le dorești. Da? Dacă îi dai comenzile corecte, el va face exact ceea ce este necesar ca să obții ceea ce ți-ai propus. Atât fizica cuantică, cât și spiritualitatea ne spun că noi suntem niște co-creatori ai Realității. Da? Doar că putem să fim co-creatori inconștienți sau co-creatori conștienți. Da? De noi depinde ce fel de co-creatori vom fi. Bineînțeles, e important să învățăm cum să devenim creatori conștienți ai Realității. Pentru că Expresia somnul rațiunii naște monștri, se referă exact la crearea aceasta inconștientă a realității, care poate să creeze orice. Da? Când noi începem să creăm conștient prin programarea sau reprogramarea subconștientului, da? țintim foarte clar ce anume ne dorim. O să Punctăm acum câteva elemente legate de mirosuri și emoții. Am spus, poate nu foarte clar, dar acum o să punctez foarte clar, subconștientul este tărâmul emoțiilor. Da? Iar mirosurile, mirosurile sunt în strânsă legătură cu emoțiile majoritatea lucrurilor și mai ales cele mai profunde lucruri care sunt implementate în subconștientul nostru sunt corelate cu mirosurile. Și tocmai de aceea utilizarea uleiurilor esențiale, de exemplu, în reprogramarea subconștientului poate să fie de foarte, foarte mare folos. Pentru că uleiurile esențiale da, au mirosuri, mirosuri beneficii mirosuri care trezesc emoții pozitive da? și acele emoții pozitive pe care uleiurile le trezesc în uh, subconștientul nostru ne ajută pe multiple direcții inclusiv în procesul de reprogramare a subconștientului inclusiv în procesul de menținere sau refacere a sănătății. Cu siguranță că ați auzit această teorie că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Acum, atunci când noi mirosim un ulei esențial, așa cum am spus mai devreme, în subconștient se trezesc emoții pozitive care, dacă suntem sănătoși, vor susține starea de sănătate, dacă suntem bolna, vor ajuta în procesul de vindecare. Avem aici un citat, doctor Eduard Bach, el spune Adevărata vindecare implică însăși baza cauzei suferinței. Prin urmare, niciun efort îndreptat doar spre corpul fizic nu ar putea face mai mult decât să vindece superficial problemele. Vindecații pe oameni de nefericirea lor emoțională, permiteți-le să fie fericiți și ei se vor face bine. Ce sunt, de fapt, uleiurile esențiale sau uleiuri volatile sau eterice? Sunt niște substanțe organice aromate care se găsesc în plante în mod natural. Ele sunt un fel sau reprezintă un fel de sistem imunitar al plantelor. Ele se extrag din semințe, din scoarță, din rădăcini, din frunze, din tulpini, din flori sau alte părți ale plantelor, fiecare ulei esențial conțin sute de principii activi care fiecare atunci când ajung în uh, corpul nostru declanșează o serie de reacții biochimice benefice. Sunt mai multe, de fapt trei modalități principale în care se utilizează uleiurile esențiale. E vorba de aromaterapie, cea mai cunoscută modalitate de utilizare. Și aici, în primul rând, se recomandă utilizarea difuzoarelor de uleiuri esențiale cu ultrasunete, dar și simplu fapt că, de exemplu, exact cum o să fac eu acum, ne punem o picătură de ulei esențial, în cazul acesta de mentă, în palmă, da? Trecăm palmele și mirosim. Și aceasta este aromaterapie. imediat o să explicăm ce s-a petrecut în corpul meu imediat ce am a, mirosit acest ulei. O a doua modalitate de utilizare a utilizarea uleiurilor este cea topică. Adică aplicare pe piele diluat sau nediluat, în general diluat și a, E foarte important uh, să utilizăm uleiuri esențiale cu grad terapeutic, uleiuri esențiale 100% pure. A treia modalitate de utilizare este utilizarea internă și aceasta se poate face ori utilizând o capsulă specială uh, în care punem uleiuri și apoi înghițim, pentru că unele uleiuri uh, au un gust mai puternic și uh, nu le putem lua pur și simplu cu apă. Sau putem să diluăm în miere, de exemplu, uleiurile și le introducem uh, sau le administrăm intern. V-am spus uh, la începutul uh, acestei conferințe că noi suntem în, într-o colaborare cu compania de uleiuri esențiale Dotera, care produce uleiuri esențiale cu grad terapeutic. Tocmai de aceea, tot ceea ce spun despre uleiuri esențiale se referă strict la uleiurile de la Dotera. E foarte important să înțelegeți acest lucru pentru că uleiurile din comerț nu sunt uleiuri terapeutice, uh, sunt în marea lor majoritate uleiuri sintetice, deci nu utilizați acele uleiuri în conformitate cu ceea ce vă spun acum despre uleiurile de la doTERRA. Practic, atunci când noi uh, mirosim un ulei, uh, Mirosul acesta uh, face ca substanțele uh, pe care le conține să ajungă în mod nefiltrat direct la sistemul limbic. Simțul mirosul este singurul care ajunge în acest fel la sistemul limbic, iar sistemul limbic este uh, cel care reglează memoria, emoțiile, secreția de hormoni, ritmul cardiac și așa mai departe. Deci, practic, mirosul lucrează direct asupra emoțiilor și a tot ceea ce ține de sistemul limbic. Din punct de vedere ezoteric, dacă sunteți familiarizați cu sistemul celor șapte chakre, simțul mirosului este corelat cu prima chakra, chakra rădăcină, cea situată la baza coloanei între anul și sex și care este în strânsă legătură cu. cu instinctul de supraviețuire și cu vitalitatea noastră. Vă spuneam mai devreme că majoritatea sau cele mai adânci împregnări subconștiente, sunt corelate cu mirosurile. De loc întâmplător, în lumea animală, majoritatea lucrurilor se petrec prin intermediul mirosului. Da? De exemplu, recunoașterea membrilor a aceluiași grup, marcarea teritoriului și așa mai departe, toate se fac prin intermediul mirosului. Da, când noi uh, mirosim unul esențial pur, da? acesta trezește emoții pozitive, care uh, se exprimă la nivelul subconștientului. Și acolo ele hrănesc programele subconștiente benefice constructive. Plus că susțin, așa cum am spus, starea de, menținerea stării de sănătate sau refacerea stării de sănătate. Da? Pentru că, de fapt, aici, la nivel subconștient, sunt cauzele tuturor lucrurilor care ni se petrec. Iar uleiurile esențiale acționează exact la acest nivel cauza. Noi putem corela tehnicile de reprogramare a subconștientului uh, cu un anumit ulei esențial sau un anumit amestec de uleiuri esențiale care uh, acționează pe aceeași direcție cu care acționează uh, acea tehnică. Da? Și uh, acum nu o să putem intra în detalii, dar am în plan uh, o asemenea conferință în care să facem niște corelații foarte uh, clare între anumite uleiuri sau amestecuri de uleiuri sau așa anumitele blenduri uh, și uh, diferite sugestii pe care le putem utiliza în procesul de programare a subconștientului. Mirosul uleiului esențial pe lângă toate efectele benefice va acționa și ca o ancoră. Dacă noi repetăm sistematic uh, o anumită tehnică cu un anumit miros, când vom simți mirosul respectiv, se va activa automat uh, programul acela subconștient benefic. Întreabă uh, Anca, indiferent dacă conștientizăm sau nu efectele lor benefice, Păi, uh, tocmai pentru că e subconștient, noi nu vom conștientiza. Ele se petrec oricum. Asta e partea frumoasă, într-un fel. Că chiar dacă tu nu ești conștient de efectul pe care uleiul, mirosul uleiului îl are, el oricum are efect. Da? Și mai ales, mai ales în modul acesta îi putem ajuta pe sceptici. Da? Pentru că ă, ei nu cred, dar faptul că nu cred, asta nu înseamnă că ă, nu va avea efect asupra acelei persoane. spune cred că Roxana și dacă sunt o persoană vizuală vizuală sau tactilă sau auditivă o emoție poate fi impregnată și de imagini sunete sau senzații tactile în funcție de specificul fiecăruia. Bineînțeles. Bineînțeles. aici fiindcă am precizat mai devreme că totul este structurat holografic și la nivelul ceacrelor există o reflexie a fiecare ceacre în fiecare. Și atunci avem ceacra rădăcină reflectată la nivelul tuturor celorlalte ceacre, iar primele cinci ceacre sunt corelate cu simțurile fundamentale. Prima ceacră cu mirosul, a doua cu gustul, a treia cu văzul, a patra cu senzația tactilă și a cincea cu sunetele. Dar în fiecare din acestea avem, de exemplu, reflectat la nivelul ceacrei gâtului, avem o reflexie a mirosului. Da? Sau a ceacrei rădăcine la acest nivel. Sunt anumite mirosuri care sunt corelate cu ceacra gâtului. Sunt anumite mirosuri care sunt corelate cu ceacra inimii și cu senzația tactilă și așa mai departe. Deci aici lucrurile sunt foarte complexe și uh, Bineînțeles că fiecare, în funcție de structura uh, proprie, uh, va putea implementa aceste lucruri uh, mai eficient în, ținând cont de această structură. Iar, uh, repet, uleiuri, uleiurile, mirosurile au efect indiferent dacă tu crezi sau nu că au. Și vreau să vă dau și câteva exemple de amestecuri de uleiuri sau de uleiuri care ne pot susține pe anumite direcții. Da? De exemplu, un kit cu uleiuri emoționale, Dotera Essential Aromatics Diffuse Kit, se numește, conține șase amestecuri de uleiuri, care fiecare acționează pe o anumită direcție. Da? avem uh, Motivate, care este pentru un amestec pentru încurajare, da? avem Peace, un amestec pentru liniștire, avem Consol, un amestec pentru alinare, avem Forgive, un amestec pentru reînnoire, avem Passion, un amestec pentru inspirație, avem Cheer, un amestec pentru Bună dispoziție. Și avem aici o roată a emoțiilor, și practic fiecare blend, fiecare amestec de uleiuri a fost conceput să ne ajute cu un anumit sau preponderent cu un anumit tip de emoții. De exemplu, motivate. Ne ajută pe uh, cadranele mentă și citrice, adică ne ajută să tratăm nerăbdarea, nesiguranța, apatia, descurajarea, posomorirea tulburarea. Tulburarea. Bun. Următorul, pis. Da, ne ajută pe zona aceasta floral mentă. Adică vom putea cu ajutorul lui să tratăm apatia, nesiguranța, nerăbdarea, teama, îngrijorarea, rănirea. Apoi, consol. Lucrează pe aceste sectoare floral copaci. Da? cu emoțiile pe care, principale pe care le tratează, teamă, îngrijorare, rănire, îndurerare, tristețe, rușine. Forgive. Lucrează pe sectoarele copaci, verdețuri și ierburi. Și avem aici îndurerare, tristețe, rușine, furie, amărăciune, nemulțumire. Passion. Da? Amestecul pentru inspirație sau pentru uh, pasiune. Pe sectoarele verdețuri și ierburi și condimente. Și aici trată în furie, nemulțumire, plictiseală, lipsă de interes, deprimare. Și amestec cu cheer, da, merge pe sectoarele citrice condimente și condimente, uh, emoțiile plictiseală, lipsă de interes, deprimare, tulburare, posumărare, descurajare. Da? Bineînțeles, ele acționează pe mai multe emoții, dar acestea sunt, să zicem, câteva dintre emoțiile principale pe care acționează. Și o să fac în așa fel încât să aveți acces la această imagine, pentru că poate că unii chiar doriți să utilizați aceste uleiuri pentru a trata emoții specifice. Ele sunt, se găsesc și în varianta taci, adică aplicare pe piele. Și vă mai dau câteva exemple de, de blenduri um, care sunt, să zicem, țintit, făcute pe anumite um, stări. Serenity pentru o stare de seninătate, de calm. Um, balance uh, pentru împământare și echilibru. Frankincense sau Tămâia. Știm foarte bine: este uh, un ulei care ne elevează, ne purifică subconștientul și ne elevează conștiința. Mirul sau uh, smirna, la fel, uh, un, un ulei care purifică subconștientul și ne dă o stare de înălțare. Uh, Citrus bliss, un amestec de citrice care uh, ne revigorează, ne dă. Energie, entuziasm, elevation, uh, un uh, amestec pentru uh, obținerea stării de fericire, elevare, uh, in tune, pentru focalizare, uh, santalul, cunoscut mai ales în tradițiile orientale, exact ca și tămâia, uh, ne trezește o stare de înălțare și uh, ajută la purificarea subconștientului. Whisper, un amestec pentru femei. Și, practic, fiecare dintre uleiurile esențiale uh, trezește anumite emoții. Uh, Și bineînțeles, fiecare în funcție de zonele pe care avem de lucrat, ne vom putea folosi și de uleiuri pentru a obține rezultatul cât mai rapid pe acea zonă. Bun. Și acum o să vorbim efectiv despre visuri și țeluri. Însă, cu siguranță, până aici, v-ați dat seama că Degeaba vorbim despre visuri și țeluri dacă nu știm care sunt mecanismele fundamentale prin care putem ajunge să le îndeplinim. Categoric e foarte important să știm ce vrem, dar de asemenea este foarte important să știm cum putem obține ceea ce vrem, că simplu fapt că știm ce vrem e doar începutul. Da? Noi am început cu cum. Și acum o să vedem ce și de ce. Înainte să trecem mai departe, mai e o întrebare. Dacă colorurile astea funcționează chiar dacă eu cred sau nu, de ce? Mai există conferința despre uh, subconștient. Să difuzăm uleiuri și ele funcționează și își fac treaba. Ne purifică și ne înalță și ne rezolvă toate problemele, etc. Deci, uh, eu am spus că sunt elemente ajutătoare. Nu, nu ne vom ilumina sau nu ne vom elibera de toate limitările doar mirosind uleiuri. Da? Categoric. Deci nu vreau să se înțeleagă acest lucru. Uleierile sunt un element ajutător, da? care, utilizat împreună cu tehnicile de reprogramare a subconștientului sau împreună cu tehnici spirituale, da? ele împreună vor avea o eficiență mult mai mare. Dar niciodată nu o să cred că. Doar utilizând uleiuri esențiale vom rezolva toate problemele. E vorba aici de a folosi sinergic mai multe instrumente în același scop. Și ă, asta pentru a accelera viteza cu care lucrurile se petrec. Și o să începem cu câteva citate. Un prim citat din Michelangelo spune, cel mai mare pericol pentru majoritatea dintre noi nu este faptul că țelurile noastre sunt prea înalte și le ratăm, ci că sunt prea joase și reușim să le atingem. Da? Altfel spus, punându-ne țeluri prea joase și atingându-le, de fapt, noi nici măcar n-am ieșit din zona noastră de confort. Un țel trebuie să fie suficient de înalt încât să ne scoată din zona de confort. Dar nu atât de înalt încât să nu mai credem în El. Da? Deci trebuie păstrată o. sau trebuie păstrat un echilibru între ideea de a fi înalt, da? Să ne scoată, clar trebuie să ne scoată din zona de confort, dar să nu fie atât de îndepărtat de noi încât să nu putem să credem în El. Pentru că dacă nu credem în El, atunci. Um, nu, nu avem șanse să-l să atingem. Un alt citat din Brian Tracy, o persoană cu inteligență medie, având țeluri clare, poate lăsa în urmă un geniu care nu știe ce vrea cu adevărat. Tot Brian Tracy, fii clar în ce privește țelul, dar fii flexibil în procesul lui de realizare. Da? Un alt trainer foarte important, Jim Ron, spune: Nu-ți dori provocări mai puține, dorești să ai mai multe aptitudini. Da? Foarte, foarte frumos. Zig Ziglar: Dacă nu trăiești viața în care crezi, adică viața pe care ți-o dorești, vei ajunge să crezi în viața pe care o trăiești. Ca să poți ajunge undeva, categoric, mai întâi trebuie să știi încotro mergi. Asta este țelul. Da? Ca să poți găsi un drum către o destinație, ai nevoie de o hartă sau de un GPS. Asta este sistemul pe care îl utilizezi în realizarea celului. Și ca să poți ajunge la destinație, utilizând un drum ales, ai nevoie de energie. Trebuie să plătești un preț și prețul este munca. Da? Acel din triada creatoare este a face. Da? E foarte important să și facem ceva pentru că altfel e greu de crezut că vor putea să apară rezultate. Visurile țin de partea emoțională, de emisfera cerebrală dreaptă. Ele nu sunt măsurabile. Iar țelurile țin de partea mentală, logică. Ele țin de emisfera cerebrală stângă. De fapt, țelurile sunt, ar trebui să fie niște visuri care au primit un termen. Da? Întotdeauna, în spatele unui cel ar trebui să stea un vis. Visul Visul este, de fapt, chemarea sufletului nostru. Putem să ne imaginăm faptul că aceste visuri, care în copilărie se manifestau liber în fiecare dintre noi. Pentru că, vedeți, cu siguranță ați văzut copii și ați experimentat și voi când erați copii, îndrăznesc să viseze fără niciun fel de limite. Însă, pe măsură ce educația se implementează în subconștientul nostru, apar limitările inerente și noi nu mai putem să credem în acele visuri. Da? Și putem să ne imaginăm acest proces ca un proces de înghețare a visurilor într-un bloc de gheață. Și pe măsură ce noi vom fi expuși unui mediu care... Să vină cu energie calorică, să topească din acest bloc de gheață, aceste visuri ale noastre vor începe să se elibereze. Și când cineva își descoperă un vis adevărat, atunci el este exact ca un îndrăgostit. Îndrăgostitul este obsedat de ființa iubită. Cel care își descoperă un vis adevărat este obsedat, într-un mod constructiv, de. De visul lui și, a, practic, are acea energie a, extraordinară care îl ține tot timpul a, în acțiune în procesul acesta de realizare a de împlinire a visului. Visul, odată descoperit, pentru ca el să poată să se materializeze, în general va trebui formulat sub forma unui cel. Da? Celul este deja ceva logic, ceva care poate fi măsurat, ceva care poate să fie organizat. Da? Acum, în legătură cu visurile, e foarte important ca ele să vină din noi. Da? Nu, nu e vorba de a împrumuta visuri frumoase de la alții. Pentru că visul cuiva e visul lui, vine din el. Visul tău ține de niște aspirații profunde care țin de tine. Da? Și atunci tu trebuie să-ți descoperi propriile tale visuri. Visul nu are absolut nimic de a face cu logica. Exact cum iubirea nu are nimic de a face cu logica. Visul, când s-a obiectivat, da? pur și simplu se exprimă și creează acea efervescență interioară extraordinară. Visul nostru, care apoi s-a transformat într-un cel, va atrage va atrage prin rezonanță oameni care sunt compatibili cu el, da? Vei atrage oameni care și ei uh, rezonează cu aceleași lucruri și foarte posibil că o să poți uh, crea împreună cu ei o echipă cu care să lucrați împreună la realizarea acestui vis, da? Țelurile acestor parteneri, uh, Chiar dacă pot să facă parte din visul tău mai mare, nu înseamnă că sunt mai puțin importante sau mai mici decât obiectivul tău. Doar că sunt compatibile. Atunci când stabilim țelurile, e important să respectăm regula smart. Smart în engleză înseamnă și deștept. Adică, țelul să fie simplu. A da, să fie exprimat cât mai clar, simplu, să fie măsurabil, că dacă nu e măsurabil atunci uh, nu știi când l-ai atins, să fie încărcat cu emoție. Asta va fi foarte simplu. Dacă în spatele țelului e un vis adevărat, sigur va fi foarte multă emoție acolo. Să fie rezonabil, să fie ceva în ce poți să crezi. Da? Să nu fie dincolo de puterea ta de a crede și să aibă un termen rezonabil. De asemenea, un termen în care poți să crezi. E important aceste țeluri să le scrii pe hârtie, să le scrii cu mâna ta de preferință. Dacă totuși. Nu te poți mobiliza să le scrii, cel puțin să le citești zilnic. Da? Asta poate să-ți ia, știu, câteva minute. Dar, <coughs> <coughs> scuze, de fiecare dată când recitești, conștientizezi, asta face că să intre acea informație mai adânc în subconștient și apoi din nou recitești sau scrii le conștientizez și mai adânc le uh, implementez și mai adânc în subconștient și în această, acest cerc uh, de data aceasta, cerc constructiv da, noi practic uh, pregătim în zona de a fi uh, ființa pentru realizarea acelui țel. Țelul e important să aibă viziune și justificare profundă E important să ai țeluri mărețe, să nu te limitezi gândind că, ok, dacă e așa de măreț, poate că nu o să pot să-l realizezi. Țelul trebuie să, să te înflăcăreze, să te entuziasmeze, să te motiveze. Da? Când ai stabilit bine țelurile și visul din spate e suficient de puternic, în mod sigur nu o să ai nevoie dimineața de alarmă ca să te trezești, te vei trezi singur. Unii spun că există un risc să stabilești țeluri prea mărețe, însă practica ne arată că e un risc și mai mare să-ți fixezi țeluri prea mici, pentru că dacă analizăm motivele pentru care oamenii nu își ating țelurile, vom putea identifica multe motive, dar două ar fi următoarele. În primul rând că ei nu au țeluri, au doar niște dorințe și acelea superficiale. Azi îmi doresc ceva, mâine îmi doresc altceva și uit de, de pe o zi pe alta ce mi-am dorit în ziua precedentă. Asta nu înseamnă că ai un cel. Da? Sau, al doilea motiv, țelurile sunt prea mici și nu generează o schimbare radicală care să creeze o motivație suficient de mare. Orice cel trebuie împărțit în etape și să conștientizezi realizarea fiecărei etape, pentru că fiecare etapă va aduce o rezonanță cu energia succesului și de la o etapă la alta această energie se cumulează. Însă, e foarte important să stabilești foarte clar ce înseamnă succesul pentru tine. Da? Pentru că succesul înseamnă lucruri diferite pentru diferite persoane. Da? Și un exercițiu pe care vi-l recomand să-l realizați, ori în această seară, ori mâine, este să stabiliți o listă, știu, eu, cel puțin 10 liniuțe, ce înseamnă succesul pentru tine. Pentru că dacă nu l-ai definit, nu poți să știi dacă l-ai atins. Da? Înțelegeți? Dacă nu l-ai definit, n-ai cum să știi dacă l-ai atins. Așa că merită să îl definiți. De asemenea, vă dau un exercițiu de identificare a visurilor profunde, adevărate. Să scrieți pe o foaie cele. Deci, trei cele mai importante, urgente și motivante visuri ale tale. Da? Trei, nu mai multe. Și apoi, după ce le-ai scris, să pui întrebarea de ce. De ce vreau asta? De ce e important pentru mine? Și după ce ai răspuns la asta, să spui din nou întrebarea de ce, în legătură cu răspunsurile, și apoi de ce și așa mai departe, mergând. Pe acest fir, în cele din urmă, vei găsi motivația profundă. Pentru că primul răspuns, poate că zici vreau o casă, da? De ce? Că vreau siguranță. De ce? Că vreau aia și așa mai departe. Mergând pe fir, până la urmă veți găsi motivația profundă. E important să ai țeluri pe toate domeniile vieții sănătate, relații interumane, afaceri, bani, carieră, aspect fizic, călătorii, etc. Orice vă trece prin cap, puteți să aveți țeluri pe acele domenii. De asemenea, să aveți țeluri pe diferite perioade, pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Da? După ce ai fixat țelul, să-l scrii pe hârtie, să-l explici în câteva fraze ca să-ți fie foarte clar ție da? și sistematic să-ți imaginezi că deja ai atins acel țel. Da? Și să urmărești să conștientizezi cât mai detaliat ce simți în situația în care deja ai ajuns acolo unde îți dorești să ajungi. Exact ce am spus mai devreme, să scrii zilnic țelurile cu acest sentiment că îl ai realizat deja, să stabilești, evident, o strategie de lucru, să-ți aloci timp zilnic pentru uh, tehnicile de reprogramare a subconștientului. Și te poți folosi inclusiv de perioada somnului, evocând înainte de a adormi sentimentul că deja ai reușit. E important în acest proces să savurați procesul, călătoria, pentru că cel mai adesea procesul, călătoria vă va oferi cele mai multe daruri. Și închei întâlnirea din această seară oferindu-vă o tehnică foarte simplă de reprogramarea subconștientului. Este așa numită rugăciune pierdută. Pierdută nu că s-ar fi pierdut neapărat undeva, ci pentru că e ignorată, deși ea este prezentă foarte clar și în Biblie. Putem defini această rugăciune pierdută sau corect realizată ca arta de a crede ceea ce e negat de simțuri. Sau, o exprimare mai ușor de înțeles, trăirea, rugăciunea este trăirea sentimentului că deja s-a împlinit ceea ce ne dorim, că avem deja ceea ce ne dorim. Da? În Biblie, această tehnică este foarte clar uh, exprimată, prezentată în Marcu 11, cu 24, și acolo Iisus le spune apostolilor, de aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Da? clar și frumos. Toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Aceasta este cea mai simplă și accesibilă tehnică de reprogramare a subconștientului zilnic să trăiești sentiment pentru, știu 10-15 minute. Să trăiești sentimentul că deja ai obținut ceea ce îți dorești. Și această rugăciune este în strânsă legătură cu o stare de recunoștință și, practic, trăim sentimentul de recunoștință pentru faptul că deja avem ceea ce ne dorim. Asta este, de fapt, tehnica. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le punctez în această seară. Ne-am depășit puțin timpul alocat, însă n-am vrut să mergem așa pe fugă. Am vrut să vă ofer tot ceea ce v-am pregătit și sper că o să și utilizați, o să puneți în practică aceste lucruri, pentru că e important să înțelegeți că succesul înseamnă lucruri mici realizate zilnic. Da? Lucruri mici realizate zilnic. Dacă zi de zi o să faceți doar această tehnică, 10-15 minute, cu siguranță în câteva săptămâni, luni de zile, o să constatați transformări spectaculoase. Eu vă doresc să fiți creatori conștienți ai realității, da? să reușiți să vă creați acea realitate pe care vă doriți și să fiți cu adevărat fericiți în această lume. Vă doresc să aveți un an nou fericit, cu sănătate, lumină, prosperitate, tot ceea ce vă doriți, și folosindu-vă de, de aceste informații, să puteți avea un an nou incomparabil mai bun decât orice, care, orice alt an pe care l-ați avut până acum. La mulți ani și. O seară minunată vă doresc!